Începând cu data de 1 decembrie anul acesta, asocierea care trebuia să termine până la 1 decembrie centura municipiului Târgoviște, plătește penalități de 65.000 de lei pe zi de întârziere. Dincolo de acest aspect, având în vedere faptul că nu s-au realizat anumite lucrări de punere în siguranță a lucrărilor deja efectuate, de punere în siguranță a traficului pe centura municipiului Târgoviște, consultantul le-a solicitat să realizeze aceste lucrări într-un anumit termen. Pentru că nu au făcut lucrul acesta, aceste lucrări se fac în momentul de față și de vreo lună de zile prin Municipal Construct pe banii constructorilor. Pentru că ce erau obligați să facă, n-au făcut potrivit unei clauze contractuale pe care noi am activat-o, trebuie să plătească către municipal, de fapt, noi le vom reține din situațiile de lucrări, sumele aferente acestor lucrări. Și sunt lucrări deosebit de importante. Podul de la Valea Voievozilor, montare parapet pietonal și parapet greu, a făcut-o municipal într-o săptămână jumătate, ei n-au făcut-o de un an de zile. Da? Canivou de pe Petru Cercel, din zona benzinăriei Petrom, n-au făcut de un an de zile nimic, a făcut municipalul în 4 zile. Sensul giratoriu de la sala polivalentă. S-au apucat de el, l-au lăsat așa, o diferență de nivel de 7-8 cm. N-au făcut-o de luni de zile, a făcut-o municipalul într-o sâmbătă și o duminică. A făcut-o municipalul într-o sâmbătă și o duminică. Iar exemplele pot continua. În acest context, față de refuzul administrației locale târgoviștene de a prelungi în vreun fel termenul de execuție și existând această perspectivă a plății unor penalități de întârziere și a despăgubirilor, se încearcă tot felul de strategii. Nu știu, poate că n-ar merita să abordez acest subiect, însă nu vreau ca opinia publică târgovișteană să nu aibă datele clare și concrete. Se încearcă intimidarea noastră, astfel încât să ne gândim puțin și să fim de acord cu așa zisă prelungirea termenului contractual sau concertare prin acordul părților a contractului pe principiu să fie bine pentru toată lumea, mai puțin pentru cetățenii acestui oraș. Lucru pe care nu-l voi face niciodată și nu l-am făcut niciodată. Aici sunt peste aproximativ 50 de notificări făcute pe parcursul derulării acestui contract, atât de către Primăria Târgoviște, cât și de către dirigintele de șantier, de către consultant, de către toată lumea, prin care le ceream să lucreze, prin care le ceream să-și îndeplinească obligațiile contractuale, în condiții în care noi nu ne-am încălcat nicio obligație contractuală. Avem, în afara acestor notificări, mai avem încă vreo două dosare cu procesele verbale de la ședințele de lucru, în care le ceream personal și cât se poate de hotărât să realizeze lucrările pe care aveau obligația și
de bună voie venind la licitația publică și asumându-și niște obligații, că nu i-a obligat nimeni să vină la licitație. În acea asociere, că nu s-au mai înțeles între ei după aceea, că ce voiau ei să asta e o altă discuție care pentru noi nu prezintă niciun fel de relevanță. Așa că situația din momentul de față, faptul că nu știu ce plângeri au făcut, plângeri din astea cred că s-au făcut foarte mult. N-au niciun fel de relevanță, repet, nici pe departe să ne intimideze în vreun fel. Mi-am făcut treaba cu bună credință. Nu am ce să-mi reproșez. În legătură cu conduita față de constructorii de la, așa zis și constructori, de la centura municipiului Târgoviște, care au dat dovadă de irresponsabilitate, au dat dovadă de inconștiență chiar, mizând pe o încheiere amiabilă a contractului, pe care, repet, nu suntem dispuși să o facem și să vreau eu n-aș putea să o fac, pentru că niciunul din colegii mei nu poate accepta așa ceva. Există o echipă de implementare, mai nou am o sugestie. Scrieți, domne, plângere penală împotriva primăriei Târgoviște. Dacă tot trecem 8, 9, 10 oameni de la primăria Târgoviște pe plângere, scrieți, domne, o facem preventiv la începutul anului împotriva primăriei municipiului Târgoviște, pentru că și treceți acolo toate infracțiunile din codul penal. E mai simplu așa. Că tot, era să zic ceva urât, tot aia e. Că acea plângere, la fel. Fals, uns de fals, fals intelectual. Păi să ne spună, măcar dacă știu ce înseamnă infracțiunile astea, care e obiectul juridic al infracțiunilor răstora. Să vedem, știu? În schimb, vehicularea acestor plângeri în mediul public, modalitatea în care se prezintă cu dându-se așa o aparență de veridicitate, pentru că sunt date acolo nume de firme, alea, adică lucruri toate de natură să, pentru un cititor neavizat, să pară, domne, se întâmplă ceva acolo. Mesajul nu este nici pentru cititorii neavizați, nici pentru persoanele care s-ar arăta interesate de bunul mers al municipiului Târgoviște. Mesajul este pentru noi, cei din administrația locală târgovișteană. Și este un mesaj care spune cam așa. Nu vreți să prelungiți termenul contractual? Nu vreți să ne scutiți de acele penalități? Iată ce se întâmplă. Din punctul nostru de vedere, și acum chiar discutăm de o chestiune de natură penală, toate aceste aruncări în spațiu public a unor chestiuni legate de las că știm noi ce faceți voi acolo, las că vedeți voi ce faceți, îmbracă forma constitutivă și sunt elementele materiale ale infracțiunii de șantaj. Scopul urmărit, fiind în mod clar, determinarea noastră, prin aceste mijloace, prin intimidare, prin acest soi de amenințare foarte voalată și așa amenințare de gulere albe, ca să folosim un termen din literatura de specialitate, prin care noi ar trebui să spunem, da, domne, voi aveți dreptate, lasă-i pe cetățenii ăștia din oraș care și-au rupt mașinile pe centură, că ei nu contează. În ecuația asta contați voi,
că sunteți, cine sunteți, încheiem noi contractul pe cale amiabilă. Nici, cum se spune, usturoi n-ați mâncat, nici gura nu vă miroase. Și încheiem această poveste, cum probabil s-a mai întâmplat. Ei bine, nu, domnilor, nu vom încheia nimic până când nu veți plăti toate prejudiciile pe care le-ați produs târgoviștenilor. Pentru că nu vă obliga nimeni să veniți la licitație, nu vă obliga nimeni să dați prețurile pe care le-ați dat, prețuri care au scos de procedura de licitație alți constructori poate mai serioși care ar fi putut să facă proiectul, și acum am ajuns în această situație. Da, au mai fost constructori care au crezut același lucru. În momentul ăsta, 2,5 milioane bani încasați deja de Primăria Târgoviște de la constructorul pe complexul de natație, încă 10 milioane pe drum, recunoscut prin expertiză în dosar, deci per total 125 de miliarde așa sume plătite de constructori al căror comportament contractual a fost net superior celui pe care l-au avut acești constructori, în sensul că constructorul care a plătit acele daune și care va mai plăti a terminat complexul de natație, a finalizat PID-ul, adică chiar a făcut anumite lucruri. Bineînțeles că nu în termenul contractual. Și de aceea a trebuit să plătească. Ca să concluzionez cu acest subiect, nu ne lăsăm intimidați. Da, vom face și noi o plângere penală pentru șantaj. Avem numeroase elemente, articole de presă apărute, aruncarea în spațiu public a unor crâmpeie din așa zise plângeri penale, că ați văzut că inițial numele meu nu a fost spus. Începea de la 2. Păi ăla era un mesaj clar și spunea, nu reacționezi, dăm și numărul 1. Mă, fraților, chiar credeți că s-a întâlnit hoțul cu prostul? Cum se poate explica acea modalitate de prezentare a unei plângeri dacă nu prin șantaj? Asta e adevărul. Nu e nicio filozofie, nu e nicio, cum să spun, nu are nicio parte obscură. Totul e clar. Totul e în lumină. Mie lumina asta mă orbește pe mine în momentul ăsta. Dar voi ține la curent opinia publică cu ceea ce se întâmplă pe acest proiect. Centura va fi finalizată indiferent de sursa de finanțare pentru proiectul depus spre finanțare pe actualul program operațional regional. Am formulat deja contestație, Consiliul Județean a format deja contestație, este depusă, este mai smis, așteptăm răspunsul, nu e răspunsul favorabil, mergem mai departe și ne vom valorifica interesele juridice în instanță, așa cum am făcut-o și am făcut-o pe aceste chestiuni legate de despăgubiri și așa mai departe. Eu zic că într-un mod corect și într-un mod normal pentru protejarea intereselor târgoviștenilor. De plângeri de-astea penale, de sesizări din astea, se face un articol că se sesizează organele. Am mai văzut, am mai auzit, s-a mai întâmplat și sunt în măsură astăzi să vă dau două exemple, tot așa de notorietate. Domne, contractele încheiate Primăria Târgoviște cu lupi albi. Țeapă.
nenorocire, sifon de bani publici, contractele încheiate de Primăria Târgoviște cu Palmira, organizare târguri și așa mai departe. Iarăși, și aici, domne, netransparent și așa mai departe, articole apărute în presă că, domne, lupii albi au nenorocit orașul și că nu știu ce. Vă citesc chiar dintr-un document, se numește ordonanța de clasare, emis de un procuror, sub semnătură, adică, în care spune așa, mă rog, este prezentată situația, sunt prezentate considerentele, iar la final o să vă citesc concluzia. Având în vedere aspectele anterior menționate, se constată că atât contractele încheiate de Primăria Municipiului Târgoviște cu 10 Palmira Event SRL, cât și cele încheiate cu Asociația Culturală Lupii Albi București, au fost încheiate cu respectarea prevederilor legale. Punct. Clasarea cauzei sub aspectul săvârșirii infracțiuni de abuz în serviciu, că tot de abuz în serviciu discutam și atunci, tot de nenorociri de genul acesta, infracțiune prevăzută de dispoziția articolului 297, alineatul 1, cod penal, cheltuieli judiciare, rămână sarcina statului și așa mai departe. Păi da. Că dă bine să... pentru unii să înjure primăria, mai ales când dau cât un interes. Atunci înjură mai abitir ca niciodată. De câte ori voi avea ceva de spus pe subiectul legat de centură, voi spune. Nu mi-e teamă, n-am nimic de ascuns, nu mă las intimidat. Nici colegii mei care lucrează în primăria Târgoviște nu se lasă intimidați. Pentru că n-am greșit cu absolut nimic. Singurul nostru obiectiv a fost acela de a finaliza acest proiect, de a determina constructorul să finalizeze acest proiect. Păi, în afară de constructorul principal, ceilalți aveau, nu știu, câte 15% din contract. Păi mă, frate, nu ai făcut nici 15% din contractul ăla, partea ta, nu. 15%, atât aveai de făcut. Nu aveai de făcut tot contractul. Și faci plângeri penal? Deci tu atât aveai de făcut din contract. 15%. Faci plângeri penale și spui că ăla nu știu ce a făcut, că nu știu, și așa mai departe. Vedem. Aștept în continuare reacții din partea lor, le pun frumos la dosar, la probe. Suntem, cum să spun, e o joacă de băieți mari. Hai să o facem.